TikTok, gigantul rețelelor de socializare, a luat lumea prin surprindere lansând TikTok Music. Această nouă platformă își propunea să redefinească streamingul muzical. Aplicația a fost lansată cu multă zarvă, promițând o fuziune perfectă între social media și muzică. Dar muzica s-a oprit brusc. TikTok Music se închide, lăsând mulți să se întrebe ce a mers prost. Acest eseu analizează călătoria scurtă a TikTok Music. Vom explora caracteristicile sale, motivele închiderii și impactul său asupra peisajului streamingului muzical. Alăturați-vă nouă în timp ce descoasem acest capitol intrigant din industria tehnologiei și a muzicii. TikTok Music a fost puternic integrat cu aplicația principală TikTok. Utilizatorii puteau asculta melodii complete, crea playlist-uri și partaja muzică cu prietenii. Aplicația oferea o experiență personalizată. Aceasta utiliza algoritmii puternici ai TikTok pentru a sugera melodii bazate pe preferințele utilizatorilor. O caracteristică remarcabilă a fost reprezentată de versurile sincronizate. Acest lucru le permitea utilizatorilor să cânte împreună cu melodiile lor preferate. TikTok Music își propunea, de asemenea, să simplifice descoperirea muzicii. Aceasta integra melodii populare de pe TikTok direct în aplicație. Acest lucru a creat o propunere unică de vânzare pentru iubitorii de muzică. În ciuda promisiunii sale inițiale, TikTok Music a întâmpinat numeroase dificultăți care au dus la eșecul său. TikTok Music s-a confruntat cu mai multe obstacole majore care au împiedicat creșterea sa. Aplicația s-a străduit să câștige teren pe o piață aglomerată, unde competiția era deja acerbă. Spotify și Apple Music, cu bazele lor de utilizatori deja stabilite și funcționalități avansate, s-au dovedit a fi concurenți redutabili. O altă provocare semnificativă a fost monetizarea eficientă a serviciului. Modelul bazat pe abonament al TikTok Music nu a reușit să atragă suficienți abonați plătitori, ceea ce a dus la venituri insuficiente. Dependența aplicației de platforma principală TikTok pentru atragerea de utilizatori s-a dovedit a fi o sabie cu două tăișuri. Deși a oferit vizibilitate inițială și a atras un număr mare de utilizatori curioși, a limitat, de asemenea, capacitatea aplicației de a se descurca pe cont propriu și de a se diferenția suficient de mult de platforma principală. În cele din urmă, lipsa unei strategii clare și a unei oferte unice a contribuit la dificultățile întâmpinate de TikTok Music în a se impune pe piață. Toate aceste factori combinate au dus la eșecul inevitabil al TikTok Music, în ciuda potențialului său inițial promițător. Vestea închiderii TikTok Music a fost întâmpinată cu reacții mixte. Unii utilizatori și-au exprimat dezamăgirea. Aceștia s-au bucurat de integrarea aplicației cu TikTok și de recomandările sale personalizate. Cu toate acestea, mulți utilizatori au părut indiferenți. Aplicația nu a reușit să atragă o bază semnificativă de utilizatori. Acest lucru sugerează că propunerea sa de valoare nu a fost suficient de convingătoare. Lipsa unor proteste majore evidențiază provocările cu care se confruntă noi intrați pe arena streamingului muzical. Secțiunea 5. Șoapte din industrie. Ce spun experții? În această secțiune vom explora opiniile și analizele unor experți de top din industria muzicală. Experții din industria muzicală și-au oferit perspectivele lor cu privire la dispariția TikTok Music. Aceștia au discutat despre diversele motive care au dus la acest rezultat neașteptat. Unii cred că eșecul aplicației subliniază importanța unei identități de brand distincte. Fără o identitate clară, aplicația nu a reușit să se diferențieze suficient pe piață. Alții susțin că dependența TikTok Music de platforma companiei mamă i-a limitat în cele din urmă potențialul de creștere. Această dependență a împiedicat inovația și adaptarea la cerințele pieței. Consensul pare să fie că eșecul TikTok Music a fost o combinație de factori. Acești factori au inclus atât aspecte interne, cât și externe. Printre acestea se numără concurența intensă, lipsa de diferențiere față de alte platforme similare și provocările legate de monetizare. Fără un model de afaceri solid, aplicația nu a putut să genereze venituri suficiente pentru a se susține.
Aceasta servește drept o poveste de avertizare pentru alți giganți tehnologici care se aventurează în spațiul streamingului muzical. Este esențial să învețe din greșelile TikTok Music și să își construiască strategii solide pentru a evita un eșec similar. Secțiunea 6. O bătălie David vs. Goliath. TikTok Music vs. giganții streamingului. Intrarea TikTok Music pe piață a fost văzută ca un potențial factor perturbator. Cu toate acestea, realitatea s-a dovedit a fi diferită. Aplicația s-a străduit să concureze cu jucători consacrați precum Spotify și Apple Music. Spotify și Apple Music beneficiază de biblioteci muzicale vaste, funcții robuste și o recunoaștere puternică a mărcii. De asemenea, acestea dispun de resursele financiare necesare pentru a investi masiv în achiziționarea de conținut și marketing. Acest lucru creează bariere semnificative la intrare pentru nou veniți, precum TikTok Music. Secțiunea 7. Strategia ByteDance. Ce urmează pentru gigantul tehnologic? Închiderea TikTok Music ridică semne de întrebare cu privire la planurile de viitor ale ByteDance. Compania are un istoric de experimentare cu produse și servicii noi. Unele au avut succes, în timp ce altele nu. Este probabil ca ByteDance să continue să exploreze noi căi de creștere. Compania are un palmares solid în materie de inovare. Aceștia se adaptează constant la peisajul digital în continuă evoluție. Cu toate acestea, eșecul TikTok Music sugerează că până și giganții tehnologici se pot împiedica. Secțiunea 8. Viitorul descoperirii muzicii. Încotro ne îndreptăm. Influența TikTok asupra descoperirii muzicii este incontestabilă. Platforma a devenit o rampă de lansare pentru noi artiști și melodii. Cu toate acestea, închiderea TikTok Music ridică semne de întrebare cu privire la viitorul descoperirii muzicii. Vor continua platformele de socializare să joace un rol dominant sau vom asista la o renaștere a metodelor tradiționale, precum radioul și recomandările din gură în gură? Răspunsul constă probabil într-o combinație a ambelor. Secțiunea 9. Războaiele streamingului. O saga fără sfârșit. Piața streamingului muzical este un câmp de luptă. Jucătorii consacrați și nou veniții se luptă constant pentru cotă de piață. Intrarea și ieșirea TikTok Music evidențiază intensitatea acestei competiții. Războaiele streamingului sunt departe de a se fi încheiat. Pe măsură ce piața se maturizează, ne putem aștepta la o mai mare consolidare, inovare și poate chiar la mai multe victime pe parcurs. Secțiunea 10. Lecții învățate. Moștenirea TikTok Music. Această secțiune explorează impactul și lecțiile pe care le putem învăța din existența și evoluția TikTok Music. Deși de scurtă durată, călătoria TikTok Music oferă lecții valoroase pentru industria tehnologiei și a muzicii. Aceasta ne arată cum inovația și adaptabilitatea sunt esențiale pentru succesul pe termen lung. În primul rând, identitatea de brand contează. Fără o identitate de brand clară și distinctă, este dificil să te diferențiezi într-o piață competitivă. Asocierea strânsă a TikTok Music cu compania mamă ar fi putut împiedica capacitatea sa de a-și stabili propria prezență unică. Aceasta a dus la confuzie în rândul utilizatorilor și la dificultăți în crearea unei baze de fani loiali. În al doilea rând, diferențierea este crucială pe o piață aglomerată. Fără elemente unice și inovatoare, este greu să atragi și să păstrezi utilizatorii. Caracteristicile TikTok Music, deși inovatoare, nu au fost suficient de diferite de cele ale concurenților săi. Utilizatorii au nevoie de motive clare pentru a alege un serviciu în detrimentul altuia. În cele din urmă, monetizarea rămâne o provocare pentru serviciile de streaming muzical. Fără o strategie de monetizare eficientă, este dificil să susții un serviciu pe termen lung. Dificultățile TikTok Music evidențiază dificultatea de a converti utilizatorii în abonați plătitori. Aceasta este o problemă comună în industria streamingului muzical și necesită soluții inovatoare și strategii bine gândite. Secțiunea 11. Concluzie. Muzica se oprește pentru TikTok Music. Închiderea TikTok Music marchează sfârșitul unui demers ambițios. Eșecul aplicației de a câștiga teren subliniază provocările intrării pe o piață matură și extrem de competitivă.
În timp ce influența TikTok asupra descoperirii muzicii rămâne puternică, incursiunea sa în streamingul muzical servește drept o reamintire a faptului că nici măcar giganții tehnologici nu sunt imuni la eșec. Războaiele streamingului muzical vor continua, dar TikTok Music nu va face parte din următorul vers.